Florin Duțu, care are teză de doctorat în Arsenie Boca, e cam singulară în peisajul românesc academic, teologia ortodoxă, și care a lucrat pe documente. Documentele Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române, bibliotecile de la Mitropolia Ardeal, de la Sibiu, de la Episcopia, acum e la Episcopia Aradului, documentele de la CNSAS, sunt la greu, sunt volume și volume unde editate, altele, multe, foarte multe needitate, pentru că sunt dosare anexă, să zicem așa, alții făceau referire la părintele și așa mai departe. Până când am murit, părintele a fost urmărit și schingiuit, să zicem, moral, spiritual nu cred, dar moral afectat în toate cele până în 15 noiembrie 1989. Părintele se vorbea să vă scrie mult. Acum nu vrea să fac o raportare între unii și alții. Au fost chipurile controversate pentru că regimul l-a lăsat să fie controversat și a scăpat cu libertate, să zicem, între ghilimele, că a făcut și pușcăriera greu, dar nu foarte multă. A avut chiar amărăciuni din partea unor teologi, profesori, chiar acum sfinți între ei, care au fost convinți că ei au făcut mai multe pușcării decât părintele Arsenie Boca. Până aici mergea supărarea. Deci lucrurile sunt delicate în a face o prezentare cum e obiectivă, dar domnul Florin Duțu, domnul profesor, a reușit să creioneze bine portretul marelui sfânt al secolului 20 din România. Adevărul este că puhoaiele care au venit la, și acum la episod după adormirea sa, sau mai ales cele care vor fi prezentate, cele mai de succes ani în viața Părintelui Arsenie Boca sunt 39-48. De aici, de la mănăstirea Sâmbăta, îmi doream să fie toată obștea monahală, să știu, uite aici, reprezentați și spuneți că îmi doream. Pentru că află, chiar dacă sunt scrise, altfel când le auzi din gura unui om care s-a gândit, a scris, nu l-a cunoscut. Eu l-am cunoscut pe Părintele Arsenie Boca. A avut această reușită și am și umblat după ei. Am umblat după Ioan Iovan, după Nidro Banțu, i-am cunoscut personal, nu știu care mai pe care, și alți figuri mari ale duhovnicii românești, pe care e Părăian, Papacioc sau știu eu care se mai zice, Cleopa, Paisie, i-am cunoscut personal și, într-adevăr, am pus mâna pe niște sfinți. Asta în secolul, acum vreo 50 de ani, să nu zic mai mult de 50, sunt mai mult de 50 de ani. Dar am căutat, am avut și în familie așa un impuls și am putut să ajung la ei și chiar ei la noi. Apropo, în familia mea a ajuns și părintele Nidro Banțu și părintele, și pot să vă spun multe, apropo de lucruri canonice și nu vreau să intru în detalii, că nu este cazul acolo, discut de dosare de canonizare și de afuisenie, să nu zic de caterisire, care trebuiau gândite altfel, nu așa, la hopa mitică. Și la fel și Părintele Ioan Iovan. Mai spun de minunile lui Ioan Iovan față de familia mea, covindecare, mai spun de minunile Părintele Arsenie Boca, care a spus sorei gemene lui mama, ce nu știa nimeni din lumea asta decât ea. Da? Lucruri care au fost și relatate post-mortem după ce a murit părintele. Și cred că și înainte de a muri părintele, de a domni Părintele Arsenie Boca. Deci, a avut această șansă, ca Mirean, să nu zic altfel, să cunosc acești oameni mari, pe care ierarhii României nu i-au cunoscut. Din păcate, sunt foarte mulți tineri sau la o vârstă în care, în anii aceia, evitau să aibă întâlniri cu Arsenie Boca sau știu cu care, cu Ioan Iovan sau cu Dindor Obanțu, care era prin pădure sau fugit sau urmărit de securitate, până la momentul morții. Și putem vorbi să este o sală lui canonic. Omul care o să le prezinte și eu ziceam că asta ar fi cea mai, fiind la Bunăstirea Brâncoveanu, cea mai receptată conferință, în sensul că vorbește despre Părintele Arsenie Boca, care aici, în acești 9 ani de zile, a chemat puhoaie, din cuvântul său, puhoaie de oameni care stau zeci de mii, sute de mii, pe care și oamenii din familia regală, mai ales principesa Ileana, dar și autorități ale statului român. Bine, concura poate cu Baglavitul, a depășit mult Baglavitul, și din punct de vedere duhovnicesc, intelectual, cum vreți, totuși era Arsenie Boca. A avut ocazia să cunosc și pe Petrache Lupu de la Maglavi, cu mitropolitul Nestor și cu episcopul Damaschin Corabo, Nestor Volincescu, că a fost împreună și cu Gheorghe Vlăduțescu și cu Stia Moisescu. Am pus la el acasă, în anii de agonie, am mai trăit după aceea încă vreo 5-6 ani, cred că am mai trăit după ce l-am cunoscut noi prin 91. Mama l-a cunoscut în 35 și el era de ăsta care vedea cu duhul de la distanță și spunea așa de la, uite tu ăla de acolo, pe ce faci? Dar spunea, tu care ești acolo pe mobilița aia, tu ai furat o umbrelă. Așa vedea lucrurile.
că umblă cu diavolul, cu vrăjitorii, cum spunea un erat de la Suceava, Dumnezeu să ierte, despre Părintele Arsenie Boca. Nu, sunt greșeli mari, o interpretare deformată. Deci iată, la nivelul unor erarhi. Deci trebuie să fie multă, multă cumințenie în gură și în apreciere față de acești oameni care au făcut pușcărie. Care, și Petrache Lupu a fost călcat în picioare. I-a spus lui Ioan Antonescu, Petrache Lupu, l-a luat cu avionul prin, nu cu elicopterul, cu avionul, prin Basabea, Transnistria și așa mai de-a, prin zona asta cu conflict acum. Și Antonescu vrea să spui, ce fac, ce se va întâmpla? Ce să vă spun, nu mai mă întrebați, o să pierdeți tot. Bineînțeles că s-a întunecat Ioan Antonescu în contextul ăla. I-a spus adevărul. Și a fost o dramă pentru el, mai ales pentru, dar și pentru poporul român, în detaliile celor 45 de ani de comunism. Oricum, spuneam mai devreme la început și cu asta termin, că acești oameni care ai bisericii, mă refer la slujitorii bisericii, dar și mărturisitori care l-au mărturisit pe Hristos și neamul românesc, frednicia neamului românesc, aceștia sunt sfinți. Și noi trebuie să facem cât putem de mult și mai ales în biserică, apropo de canonizarea unor dintre aceștia. Chiar dacă au făcut pușcărie, chiar dacă avem institute cu rădăcini în afara țării, nu trebuie să stăm plecați. Noi trebuie să ne facem datoria de români și de ortodoxi. Dacă ei au fost ce au fost în pușcărie și au mărturisit pe Hristos numele neamului românesc, cu toată vrednicia, cu toată dragă, cu toată cinstirea cuvenită, noi trebuie să-i scoatem la lumină. Și dacă sunt sfinți, să facă ca... Oricum sunt sfinți. Acum să vă spun sincer. Acum și cu asta, că și sinodul poate greși, deși acolo e cuvânt sfânt. Spunea Părintele Stăinoae, sinodul e un cuvânt sfânt. Acolo se făptuiește ce trebuie, dar ați văzut și în zona patristică, dacă urmărim cu atenție, sunt și greșelile sinodului că au fost îndreptate. Apropo de marți sfinții, nu iar să fac o paranteză, care au greșit și după aceea au fost revendicați de Maxim Mărturisitor, și tot îl dau ca exemplu, călcat în picioare, martir până la urmă, și pe aceea, cel mai mare sfânt, zicea Stăinoae, ăsta e cel mai mare teolog al învățăturii patristice clasice, Maxim Mărturisitor, care a fost un sfârșit dramatic. Așa au vrut și împăratul, și ierarhii, și patriarhul de Constantinopol, și așa mai departe. Deci noi să avem curajul să-i scoatem la lumină, că ne pot salva. Deci noi acum suntem la cumpănă, vă spun la modul cel mai sincer, nu vă spune poate așa, presa minte, sau nu spune nimic, face că plouă.